Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici. Salut! Azi îți vorbesc despre când devine cel mic interesat de creioane colorate. Sau mai bine zis, când e pregătit pentru asta. Chiar dacă puiul tău ar molfăi cu poftă creioane colorate chiar de la 6 luni, e bine să le ții departe de mânuțele lui curioase până împlinește un an. Abia atunci e suficient de mare încât să poată ține între degețele un creion și să facă mai mult accidental câteva mâzgălituri pe hârtie. Totuși, nu-l lăsa nesupravegheat la desenat. Te încurajez chiar să te implici alături de el și să-i arăți cum știi tu să desenezi. I se va părea foarte interesant tot ce vei mâzgâli, iar în jur de 1 an și jumătate va ajunge să te imite. De aici mai e doar un pas până când va descoperi plăcerea de a desena, absorbit de urmele pe care le lasă pe hârtie. Fetița noastră, de exemplu, a ajuns în această etapă acum la 2 ani. Iar pe mine mă bucură să o văd atât de pasionată de desen, pentru că știu ce trebuie să nu-mi lipsească de acum din geantă: hârtie și creioane colorate. Sau carioci, pentru că îi plac și mai mult, datorită probabil culorilor mult mai intense. Indiferent dacă îi dai copilului creioane sau carioci, alege produse de calitate, din ingrediente non-toxice și eventual ușor de curățat. Pentru că sunt mari șanse ca cel mic să deseneze la un moment dat și pe mobilă, pe haine, pe corpul lui sau pe pereți. Ghidează-l însă către coli de hârtie și încurajează-i pasiunea pentru desen fără să te aștepți la cine știe ce opere grandioase. Desenatul e o activitate valoroasă în sine, indiferent de rezultat. Cu toate acestea, s-ar putea ca în jurul vârstei de 3 ani, micul tău artist să poată desena cu ușurință cercuri, pătrate și chiar oameni, din linii simple, bineînțeles. Pe scurt, încurajează-i copilului dorința de a desena, oferindu-i creioane sau carioci cu care să poată mâzgâli în voie, dar nu înainte de vârsta de 1 an. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!